Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. Amin. În această seară aș dori să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu care ne învață câteva aspecte foarte importante despre harul lui Dumnezeu. Cum știm că o adunare, cum știm că un individ, o persoană are har sau are parte de harul lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, am putea să sumarizăm pasajul acesta, semnele harului lui Dumnezeu. Da, ne arată foarte clar apostolul că vorbește despre harul lui Dumnezeu care aduce mântuire, care ne învață să o rupem și să facem lucrurile pe care el le spune aici. Care sunt semnele harului lui Dumnezeu? Însă ca să înțelegem puțin argumentul apostolului Pavel, v-aș ruga să vă uitați la capitolul 2, versetul 1. Să ne uităm împreună la câteva versete. Versetul 1 spune: tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. În capitolul 1, versetul 9, când vorbește despre prezbiterii pe care Tit trebuia să-i lase în cetățile unde erau adunări, el spune că o caracteristică a prezbiterilor trebuia să fie asta, să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă. Deci un prezbiter trebuia să fie capabil să dea învățătură sănătoasă. Ceea ce nouă ne spune că erau unii care dădeau învățătură nesănătoasă. El trebuia să, Pavel îi spune, tu trebuie să lași în fiecare cetate, te-am lăsat în Creta să lași în fiecare cetate prezbiter capabil să dea învățătură sănătoasă. Și în capitolul 2 el spune ce e învățătura asta sănătoasă. Bine, Pavel, ne-ai spus că trebuie să pun prezbiteri care trebuie să dea învățătură sănătoasă. De unde știu eu că un prezbiter are învățătură sănătoasă? Dumneavoastră, stați în sală și ascultați unul și pe altul, până și pe altul. De unde știu că cineva are învățătură sănătoasă sau nu? Că trebuie să fie undeva să te duci să cauți. Nu așa fi. Măi, eu cred că are, eu cred că n-are. În cuvântul lui Dumnezeu avem precis arătat ce este învățătura sănătoasă. Și haideți să vedem ce este învățătura sănătoasă. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc sau care sunt în conformitate cu învățătura sănătoasă. Adică, versetul 2. Spune că cei bătrâni trebuie să fie. Și descrie cum trebuie să fie bătrânii credincioși. Asta e învățătura sănătoasă. Versetul 3. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă și așa mai departe. Ăsta este un lucru potrivit cu învățătura sănătoasă. În al treilea rând. Versetul 4. Să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate și așa mai departe. Ăsta e lucru care se potrivește cu învățătura sănătoasă. Versetul 6. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Ăsta e lucru care se potrivește cu învățătura sănătoasă. Versetul 9. Sfătuiește pe robi să fie supuși stăpânilor lor. Ăsta e lucru care se potrivește cu învățătura sănătoasă. Care este argumentul? Pavel ia mai multe categorii de oameni care erau prezente în adunare, adică bătrâni, femei în vârstă, femei mai tinere, tinerii, robii, și le spune tuturor acestora că trebuie să ducă o viață neprihănită, o viață în sfințenie. Asta e învățătura sănătoasă. O învățătură care pune accentul pe trăirea în sfințenie, indiferent de cine e omul acela din adunare. Adică nimeni nu e exclus. A, noi suntem robi, noi suntem opresați de stăpânii noștri, noi nu prea putem să facem ce vrem noi, noi nu prea putem să trăim după cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Ba da, a, eu sunt femeie în vârstă, am nu știu ce probleme, sau sunt bătrân, sau sunt femeie abia căsătorită, nu prea pot să trăiesc în sfințenie. Pavel spune nu. Lucrurile potrivite cu învățătura sănătoasă sunt lucrurile care duc la sfințenie. În altă parte, el folosește expresia învățătura care duce la evlavie sau la sfințenie. Așa se judecă. Un om, așa se judecă o învățătură. Ea este sănătoasă dacă duce la sfințenie. Și întrebarea este cum putem noi
bătrânii, femeile în vârstă, tinerii, femeile tinerii, robii și așa mai departe. Cum pot toate aceste categorii de oameni să trăiască în sfințenie? Noi știm că sfințenia pentru omul firesc este imposibilă. Dumnezeu a lăsat legea în Vechiul Testament tocmai asta să învețe. I-a pus pe toți în fața legii lui Dumnezeu și poporul Israel trebuia să ajungă la convingerea aceasta: domnule, nu putem să împlinim legea lui Dumnezeu. Noi nu putem câștiga viața prin legea lui Dumnezeu. Noi nu putem să ne sfințim. Totuși, adunării, Pavel îi spune că trebuie să trăiască în sfințenie. Și adunarea poate să trăiască în sfințenie, nu totală, nu un perfecționist, poate să trăiască în sfințenie dintr-un motiv. Auziți versetul 11. Foarte important. De ce să trăiască oamenii așa? Căci sau pentru că harul lui Dumnezeu. Căci harul lui Dumnezeu. Motivul pentru care eu și tu putem trăi în sfințenie este pentru că avem parte de harul lui Dumnezeu. Este ceva extraordinar. Vom vedea în seara aceasta. Poate vă întrebați, dar harul ăsta lui Dumnezeu n-o fi fost și în trecut? Vă invit să ne uităm foarte rapid, dacă doriți deschideți, dacă nu, voi deschide doar eu, la 1 Petru capitolul 1, să vedeți ce spune Scriptura despre acest har. 1 Petru capitolul 1, spune așa, versetul 10, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta. Care mântuire? Mântuirea prin har, că vorbește despre har. Din mântuirea aceasta, ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei nu aveau mântuirea în plinătatea în care noi o avem astăzi în Hristos. Desigur, au fost o grămadă de oameni care au fost mântuiți în Vechiul Testament, dar nu au avut plinătatea binecuvântărilor și bogățiilor harului lui Dumnezeu care ne sunt date nouă astăzi. Înțelegeți, da? Nu că ei n-au fost justificați sau n-au intrat în părția lui Dumnezeu niciunul dintre ei. Așadar, argumentul apostolului Pavel aici este următorul. Trăiți voi toate categoriile astea în sfințenie, căci aveți parte de harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu ne-a avut să trăim în sfințenie. Și în seara aceasta aș dori să vă prezint trei semne sau trei efecte sau trei dovezi sau trei rezultate sau trei manifestări ale harului lui Dumnezeu. Ce face harul ăsta lui Dumnezeu? Versetul 11. În primul rând, harul lui Dumnezeu aduce mântuire. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Acum vreau să lămurim un aspect foarte important. Sunt toți oamenii mântuiți? Vor fi toți oamenii mântuiți? Nu. De ce spune Scriptura că aduce mântuire pentru toți oamenii? Știți cum înțeleg unii textul ăsta? Că harul lui Dumnezeu aduce așa pe tavă, mântuire la toți. Ia tu și fiecare ia cum vrea. Eu nu cred că la asta se referă textul. Să vă spun de ce. Și la ora actuală, dacă nu mă înșel, 1 sau 2 miliarde de oameni sunt oameni care n-au auzit nimic despre Domnul Iisus Hristos. Nimic, nu știu că există Biblie, nici nu știu că există Iisus și așa mai departe. Textul nu la asta se referă, că harul lui Dumnezeu ajunge să fie cunoscut de orice om de pe planeta asta. Nu la asta se referă textul. Auziți, Pavel până la punctul acesta a vorbit despre mai multe categorii de oameni. Și el vrea să spună cu alte cuvinte că nicio categorie de oameni din cele precizate până la versetul 11 nu este exclusă de mântuire. Sunt bătrânii excluși din mântuire? Sunt bătrânii excluși din mântuire? Nu! Sunt femeile în vârstă excluse de la mântuire? Nu! Sunt robii excluși de la mântuire? Nu! Sunt tineri excluși de la mântuire că au prea multe pofte? Nu! Sunt femeile tinere excluse? Nu! Nicio categorie de oameni nu este exclusă de la mântuire. Harul Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, pentru toate categoriile de oameni. Nu poți să faci nicio departajare pe niciun criteriu social, pe bază de sex, pe bază de locul în care te-ai născut, familia din care te-ai născut, zona geografică. Nu! Harul Dumnezeu se îndreaptă către toate categoriile de oameni. Nu există discriminare în ce privește categoriile. Mă, ăsta e țigan, nu are mântuire. Asta e femeie, astea n-au mântuire. Asta sunt femei tineri, astea sunt pline de pofte, astea n-au mântuire. Ăștia sunt tineri și ăștia sunt pline de pofte, praștie. Nici ăștia n-au mântuire. Nu poți să faci departajarea asta, pentru că Pavel spune clar, harul lui Dumnezeu aduce mântuire la orice tip de om. Nu există o categorisire sau o categorie de oameni care să nu poată să primească mântuirea lui Dumnezeu. Și ce harul lui Dumnezeu care aduce mântuire. Vreau să subliniez un aspect foarte important pe care eu cred că multă vreme oamenii de acum înainte din adunare încă nu îl vor accepta. În Sfânta Scriptură se vorbește despre aceste atribute ale lui Dumnezeu. Îndurare, har, milă, dragoste, bunătate.
Și oamenilor, vă întreb, le place să vorbim despre asta sau nu? Da. Știți de ce le place să vorbim despre acestea? Pentru că ei nu vorbesc și despre ceea ce produc aceste atribute ale lui Dumnezeu. Ce spune textul în locul acesta? Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire. Deci tu nu te poți lăuda cu harul lui Dumnezeu decât dacă ești mântuit. A, nu, toți avem mântuire, toți avem, nu, toți avem har, toți avem har. Stai puțin. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire. Vă dau un alt exemplu. Nu, să luăm atributul bunătății lui Dumnezeu. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la... A, Dumnezeu e bun cu toată lumea. Stai puțin, omule bun. Este, am putea să zicem noi, o bunătate în asta generală manifestată în binecuvântările fizice, materiale pe care le au toți oamenii. Ba, te uiți la ea necredincioși, parcă le au mai mult decât doi. Dar vă întreb, este bunătatea aceea lui Dumnezeu care e arătată față de credincioși când el cu toate bunăstările lui se duce depărtat de fața lui Dumnezeu? Să nu confundăm. Și că Dumnezeu a fost bun cu el și el a sfârșit în iad. Stai puțin. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Cum ai beneficiat de bunătatea lui Dumnezeu? Dacă te-ai pocăit. Vă dau alt pasaj din Sfânta Scriptură. Tit, capitolul 3. Vă rog să vă uitați. Versetul 4. Tot atributul bunătății, dar se adaugă aici și dragostea lui Dumnezeu. Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, el ne-a mântuit. Auziți, când s-a arătat bunătatea, ce s-a întâmplat? Ne-a mântuit. Când s-a arătat dragostea, ce s-a întâmplat? Ne-a mântuit. Vă citesc un alt pasaj, Efeseni capitolul 2. Scriptura spune așa: dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea ce mare cu care ne-a iubit. Avem iară două atribute. Mai înainte am avut bunătatea și dragostea, aici avem îndurarea și dragostea. Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea ce mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți, ne-a adus la viață. Deci dragostea lui Dumnezeu nu ne-a lăsat așa, sunteți morți spiritual. Asta eu vă iubesc oricum. Nu e niciun fel de problemă. Nu găsiți în Biblie așa ceva. Nu găsiți niciodată în Biblie pe apostol predicând Dumnezeu te iubește. Tipește oricum, Dumnezeu vă iubește pe toți. Nu găsiți în Biblie așa ceva, înțelegeți? Dragostea, esența care este a ceea ce vreau să spun. Dragostea, îndurarea, mila, harul, bunătatea lui Dumnezeu. Când sunt manifestate față de om, îl scoate pe om din starea în care este. Nu lasă acolo. Îl mântuiește, îl învie spiritual, îl cheamă la pocăință, îi dă credință, îl scoate din starea aceea. Asta se vorbește, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te iubește. Să că Biblia nu spune așa. Biblia nu spune așa. Când dragostea lui Dumnezeu se manifestă, omul acela ajunge să fie transformat de această dragoste a lui Dumnezeu. Avem Ioan 3:16. Zice, a, dar stai că Ioan 3:16 spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dar Ioan 3:16 nu spune doar atât. Ioan 3:16 mai spune ceva. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că? Că a dat. Ăla e punctul la care am vrut să vă spun. Că a dat pe singurul său fiu. Zic, vezi, Dumnezeu ne-a iubit și a dat pe singurul său fiu. Stai că versetul nu s-a terminat acolo. Pentru că nu oricine. Oricine crede în el. Aha, deci dragostea lui Dumnezeu ne-l dă pe Hristos și aceeași dragoste ne-l dă pe Hristos și noi ce trebuie să facem? Să credem în el. Dragostea lui Dumnezeu ne-l dă pe Hristos și ne cheamă și ne atrage la Domnul Iisus Hristos ca să credem în el. Nu este o dragoste care ne lasă așa, făcând ce vrem noi pe pământ. Înțelegeți așadar, manifestarea atributelor lui Dumnezeu, manifestarea prezenței lui Dumnezeu față de un om, îl scoate pe un om, pe om de acolo. Mai sunt oameni care spun, Dumnezeu te iubește așa cum ești. Dumnezeu te iubește așa cum ești, dar nu te lasă așa cum ești. Deci eu dacă îmi iubesc, stați puțin, hai să gândim puțin logic. Dacă eu îmi iubesc pe băiatul meu care face prostii, lasă așa, mă, îl iubesc, lasă să facă prostii, asta e, eu îl iubesc. Dacă ar veni pe aici, ar trânti pe aici, ar umbla, lăsați-l, că eu îl iubesc pe băiatul meu. Ar fi normal din partea mea, ar fi aia dragoste? Nu vă spun, știți ce ar fi aia? Prostie și lipsă de bună creștere pentru mine ca tată, nu pentru el, pentru mine ca tată. Ar fi prostie și lipsă de bună creștere. Ar fi o anormalitate. Oricine, orice om de pe lumea asta ar spune, bă, ăsta nu gândește normal. Cum adică îl iubește? Și dacă îl iubești, tu vrei să vezi un copil frumos. Tu vrei să vezi un copil bine crescut, vrei să vezi un copil care produce ceva bun pentru lumea în care este, nu? Asta e dragostea. Dragostea mă face să-l ajut pe copilul ăla să iasă din starea aia. Când ajunge la Dumnezeu, oamenii schimbă macazul. A, Dumnezeu ne iubește oricum. Gata, am încheiat. Dumnezeu ne iubește fără niciun fel de problemă. Da, mă, Dumnezeu ne iubește. Dar dragostea lui Dumnezeu îl face pe Dumnezeu să ne scoată din starea în care suntem. Să ne sfințească. Iertați-mi expresia, dacă vă place, să dea cu noi de pământ dacă e nevoie. Să ne bage mințile în cap, să ne întoarcem la el. Să ne pocăim, să ne lăsăm de păcat, să înțelegem ce urmează. Vedeți, dragostea lui Dumnezeu nu ne lasă unde suntem. Nici harul lui Dumnezeu nu ne lasă unde suntem.
Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Așadar, primul semn al Harului lui Dumnezeu sau rezultat este mântuirea. Al doilea semn al Harului lui Dumnezeu este mărturisirea pe care o face Harul lui Dumnezeu. Zice că Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și... Uitați că Harul lui Dumnezeu nu e așa. Am har, să ai har. Stai aia, ce e aia, să ai har. Ce înseamnă aia? Al doilea semn, Harul lui Dumnezeu nu doar mântuiește, ci mărturisește ceva. Sau ne învață ceva. Deci, este important să înțelegem acest lucru. Omul care este mântuit de Dumnezeu este omul care are parte și de Harul care mărturisește ceva, care îl învață ceva. Nu pot eu să mă plimb așa vesel prin viață, eu o să mântuit și să trăiesc cum vreau eu. De ce? Că același Har care m-a mântuit este exact același Har care și mărturisește ceva în cugetul meu și în inima mea. Înțelegeți? Nu mă las acolo. Harul nu doar îmi dă siguranța că-s mântuit. Harul Dumnezeu este același Har care mă mântuiește, același Har care mă sfințește. Harul care mă salvează de păcat este același Har care mă sfințește de păcat. Harul care mă iartă de păcat este același Har care mă ajută să nu mai trăiesc în păcat. Este același Har. Este același Har. Și haideți să ne uităm ce mărturisește Harul Dumnezeu. Ce mărturisește Harul Dumnezeu? Harul Dumnezeu în textul acesta mărturisește două lucruri. În primul rând mărturisește că trebuie să existe în viața noastră o renunțare drastică. O renunțare drastică la păgânism și la poftele lumești. Auziți? Și ne învață s-o... De asta am spus renunțare drastică. Ne învață s-o... Ce înseamnă s-o rupi? S-o lași deodată, s-o termine. Bă, am terminat-o cu lucrul ăla. Vedeți, creștinismul nu este un fel de dezalcoolizare. Școală din asta sau spital din asta, clinică de dezalcoolizare. Cum e asta? Deci, unii au psihologia asta, spun, mă, ca cineva să poate lăsa de tutun, de alcool sau nu știu, trebuie să dai tot mai puțin. Și Dumnezeu zice, bă, curvești. Așa, o lași ușurel, nu lași deodată, că de lucru, o lași deodată, suferi și tu în inima ta. Furi! Nu te lași deodată de furat. Furi tot mai puțin. Vedeți în Biblia asta? Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, nu zice să tai puțin așa, câte puțin, clar cum se referă fizic să stai în mână. Taie lucrul acela care te duce în păcat. Dar folosește Domnul o imagine drastică pentru a arăta că ruperea cu păcatul trebuie să fie drastic, rapid, fără anestezie, nu discuți. Scurt pe doi, a încheiat-o cu el. Nu o întinzi, nu te joci cu păcatul. Am auzit și eu povestea asta și e sugestivă pentru noi. Cineva care vrea să lase de alcool și zice s-a dus... Păi ăla a apucat pofta și a luat sticla, zice, mă, dar nu o să bea. O băgat-o în spatele lui dulapul, am prins dulapul acolo, abia am prins, bă, nu pot să mai scot sticla de aici, via. Când a apucat pofta, a mutat toată mobila, s-a dus, a luat sticla și bă, o dezavăcut criță. De ce? Mă, nu mă, îți pui șarpele acolo, ții la sân și te aștept să nu te muște. Stai alea, nu poți să faci așa cu păcatul. Rupere drastică, da? Ascultați ce spune Sfânta Scriptură aici. S-o rupem cu păgânătatea. Când Scriptura folosește ideea de păgânătate, este o perspectivă așa panoramică, largă asupra lumii. Ce înseamnă păgânătate? O trăire fără Dumnezeu. O trăire fără Dumnezeu. Omul care se întoarce la Dumnezeu trebuie să renunțe la tot ce este păgânesc. Tot ce nu este în conformitate cu Dumnezeu. Atât la lucruri păcătoase, la fapte greșite, la păcate, cât și cu privire la lucruri pe care le-am putea numi noi, să zicem, lucruri religioase care am putea să le moștenim când ne întoarcem din lume. Eu am auzit pocăiți care încă fac pentru morți, care încă amintesc. Zice, noi nu ne rugăm pentru morți, numai l-amintim la 30 de zile, la nu mai știu câte zile, la nu știu câți ani. Dom'le, când te întorci la Dumnezeu, ai terminat-o cu lucrurile alea. Tu știi ce înseamnă mântuirea? Când ai mântuit omul? Prin ce ai mântuit omul? Tu știi ce rol are rugăciunea? Tu știi ce s-a întâmplat cu cei morți? Unde s-au dus, când o să se întoarcă, cum o să se întoarcă, unde o să se ducă. Pentru tine lucrurile sunt clare făcute în Sfânta Scriptură. Tu nu mai poți să faci practici din astea păgânești care nu există în cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Înțelegeți? Și care de fapt imită o religie falsă care e pretutindeni în lumea asta. Și mai chem și pe unul și pe altul. Deci sunt niște lucruri. Personal știu că se întâmplă lucrurile acestea în adunări evanghelice. Oameni care n-au rupt-o cu păgânătatea. Scurt pe doi, am încheiat, nu mai ne ocupăm de treburi din astea. Noi știm clar ce e mântuirea, noi știm în cine am crezut, știm ce predicăm, știm ce am învățat și trăim pe baza acestor lucruri. Nu tot ne aburim și facem ba una ba alta. Mă, mai luăm puțin de la păgânism, hai, nu facem noi păcate, dar măcar așa puțin din ritualurile lor, nu există așa ceva. Lucrurile astea sunt încheiate odată pentru totdeauna. Păi ce o să spună neamurile mele? Pot să spună neamurile tale ce vor. Adică ei să te tragă pe tine lucrurile alea. Da? Să te tragă pe tine lucrurile alea. Tu dacă îl chem la tale, nu vine. Dar el să te tragă pe tine acolo.
nu-i cum trebuie lucrul acesta. Pavel, de perspectiva să o rupem cu păgânătatea, dar e o perspectivă panoramică, largă asupra lucrurilor, dar apoi vine particular, spune să o rupem și cu păgânătatea și cu poftele lumești. Tot ce este poftă lumească, pofta firii pământești, pofta ochilor, orice dorință, orice sentiment puternic care ne-ar împinge să facem ceva contra voiei lui Dumnezeu, trebuie să o rupem cu lucrul acela. Trebuie să o rupem cu lucrul acela. Nu vreau să intru în detalii. Deci trebuie să existe, harul mărturisește să renunțăm drastic la tot ce este lumesc, la păgânătate și la poftele lumești. Dar să știți că important lucrul ăsta, vreau să mai insist puțin asupra acestui aspect. Important lucrul ăsta. Știți că era o vreme în care, și mie spuneau copii, colegii mei la școală, oamenii din cartier ne spuneau, mă, voi pocăiții, n-aveți voie să faceți aia. Voi pocăiții n-aveți. Mă, voi pocăiții, nu că pocăiții nu fac aia, pocăiții nu fac aia, pocăiții nu fac aia. Și era frumos. Nu era frumos. Mă, să știe că acum, vă spun, acum în multe orașe, multe adunări nu se mai poate spune asta. Știți ce spun oamenii? În trecut spuneau pocăiții, a, pocăiții nu fac asta. Acum știți ce spun? Dar și voi sunteți ca noi. Am discuții săptămânale. Și zilele acestea am discutat cu niște oameni care au studiat teologie, unii dintre ei care sunt preoți, și spune, a, și am spus, măi, ce religie asta unde îți poți să-ți mincinoși, îți curvari, nu știu cum, zice, dar și la voi la fel. Vrei să-ți dau exemplu? Pentru că știau. În trecut nu puteau spune așa, ascultați-mă. În trecut nu exista. Nu exista permisiune nici din partea adunării, nici din partea conducerii adunării, frații care se ocupau, nu exista să fie, eu sunt și eu cu de-a lor, predic și eu, mă chinam și eu, și trăiesc cum vreau eu. Nu exista așa ceva. Exista, domnule, o rupere drastică. Se cunoștea. Prin ce se cunoșteau pocăiții? Prin renunțarea aceasta definitivă. Când te-ai întors la Dumnezeu și să știa, domnule, am renunțat cu păcatul. Salut, s-a încheiat pentru totdeauna. Se știa lucrul acesta. Astăzi, din nefericire, multe adunări, lucrurile nu mai sunt așa. Lucrurile nu mai sunt așa. O renunțare drastică, dar nu rămânem doar la partea asta. Că nu facem anumite lucruri. Există și o reformare de plină a vieții. Auziți ce spune Scriptura aici? Zice așa. Ne învață să o rupem, dar nu numai atâta. Ci să trăim, ne arată când să trăim, perioada în care să trăim, în viacul de acum, cum să trăim? Cu cumpătare. Ce-i cumpătarea? Cumpătarea este un echilibru pe lăuntric. Asta este cumpătarea, un echilibru lăuntric. Adică, domnule, când mă pun la masă, mănânc. Dar nu mănânc ca... Vezi, îmbuibarea în Sfânta Scriptură este un păcat. Am un control pe care Duhul Sfânt mă ajută să-l exercit asupra propriei mele personalități. Eu știu că sunt anumite lucruri care trebuie să mă supere, că strigătoare la cer. Dar există o cumpătare. În fiecare situație, înțelegeți, cumpătarea mă ajută să fiu cât de intens trebuie pentru fiecare loc în practic. Este și o înțelepciune și o coordonare a ființei mele întregi. O țin în control, asta este cumpătarea. Și aceasta nu vine decât prin lucrarea Duhului Sfânt. Uitați-vă la oamenii din jur. Au oamenii cumpătare și au făcut casă cu 3 etaje în care o bate vântul. De ce și-au făcut-o? Că nu e cumpătat. Nu e cumpătat, nu s-a putut opri. Grandomania asta. Nu s-a putut opri, nu e cumpătat. Uitați-vă la oameni care au bani mulți. Niciunul nu e liniștit, nu s-o oprește. Bă, gata, mă opresc o dată, ce fac? Nu s-o pot opri. Unul care fură, de exemplu, sau care minte. Zici, mă, am mințit acum că a fost o situație extraordinar de grea. S-o oprește la minciuna aia? Nici vorbă. S-o oprește la hoția aia? No. Nu poate. Asta e... E o exagerare, opusul cumpătării este o exagerare. Și Dumnezeu spune, ne învață să trăim cu cumpătare, cu cumpătare, cu dreptate sau cu neprihănire și cu evlavie, care înseamnă o teamă de Dumnezeu, o teamă de Dumnezeu. De fapt, tot ceea ce ne ajută să trăim în neprihănire și cumpătare este teama asta, evlavia asta, teama de Dumnezeu, teama de Dumnezeu. Scriptura vorbește și despre o formă de evlavie, o formă de evlavie, da? Pocăit, te citim din Biblie, venim așa, ne purtăm frumos și după aceea nu mai există niciun fel de cumpătare, nimica. Aia este o formă de evlavie, o formă de religie. O formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Nu se vedea puterea lui Dumnezeu în trăirea lor. Formă, să știți, formă este peste tot. Și uneori formele sunt foarte frumoase, foarte atractive. Doamne, ce formă, câți oameni, toți oamenii trăiesc în forma aia. Să știți, aici este un secret pe care, sau un lucru pe care eu l-am descoperit de-a lungul timpului. Adunările care au
cea mai multă pompă și formă și ceremonie foarte bine pusă la punct. Program. Programul a devenit un mare drac în multe adunări. Este un drac la propriu. Un mare drac. Știi de ce? Atinge-te puțin de program. Pua, dezastru. Nu pot, domne, nu putem schimba o secundă, un minut. De ce? Programul ăla e sfânt. Ăla programul e sfânt. Și eu am descoperit că acolo unde programul și forma e foarte bine pusă la punct, acolo lipsește puterea lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu. Lipsește puterea și prezența lui Dumnezeu. Este o, este o minciună și o înșelătorie a celui rău. Lipsește puterea lui Dumnezeu. Este formă. Este formă. Nu-i teamă de Dumnezeu, nu-i puterea lui Dumnezeu, nu-i lucrarea lui Dumnezeu, nu-i Duhul Sfânt acolo. E ceva produs de om, fabricat de om, fabricat de om. Nu există niciun fel de libertate a Duhului Sfânt. Nimic, 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 nimic. Scriptura ne învață că arul mărturisește să renunțăm drastic la păcat și să reformăm deplin viața noastră. Să trăim în viața de acum cu cumpătare, da, echilibru în toate lucrurile, cu dreptate, viața noastră să fie în neprihănire trăită și cu evlavie, cu teamă de Dumnezeu. Da? Harul, primul semn, mântuiește. Harul, al doilea semn, mărturisește. O viață schimbată, renunț la ce trebuie renunțat și viața reformată în totalitate. Și în al treilea rând, și în ultimul rând, harul lui Dumnezeu ne și motivează. Ne motivează harul lui Dumnezeu. La ce ne motivează harul lui Dumnezeu? Versetul 13. Așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavii lui Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Vreau să observ, știți cât har are o adunare sau un om? Cât de mult așteaptă adunarea aia și omul acela, cât de mult gândește adunarea aceea și omul acela, cât de mult dorește adunarea aceea și omul acela venirea Domnului Iisus Hristos. Ăsta este un test. Ai atâta har pe cât dorești de mult venirea Domnului Iisus. Uitați ce spune Scriptura. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem așteptând. De fapt, ce mă ajută pe mine să o rup cu păgânătatea? Ce m-ar ajuta pe mine într-o zi în care se ispitit de satana și poate câteodată simțim toate puterea diavolului și a iadului și a demonilor acolo călare peste noi, apăsându-ne, opresându-ne și împingându-ne să facem un anumit lucru rău și noi ne oprim și spunem, nu, Domnule, o rup definitiv cu lucrul ăsta, ce te-ar putea face? Știți ce? Așteptarea venirii Domnului Iisus. Mi-ar plăcea ca descoperirea slavei lui Dumnezeu acum să fie în timp ce eu fac lucrul ăsta. Asta e întrebarea care mi-o pun. Mi-ar plăcea ca venirea Domnului Iisus Hristos să mă prindă în postura asta, în situația asta? Dacă nu, nu fă lucrul ăla. Nu fă lucrul ăla. Vă întreb, ar putea răpirea să vină, răpirea să fie declanșată de Dumnezeu în orice fracțiune de secundă? Poate Dumnezeu. Poate. Gândiți-vă cât de... Eu m-am gândit de mai multe ori la lucrul acesta. Mie mi se pare impresionant. Pentru mine, viața mea lasă o amprentă destul de puternică gândul acesta. Cât de penibil ar fi, cât de penibil ar fi să mă prinde Domnul la muncă că am băgat mâna în cutia cu șaibe și e fur și eu câteva șaibe de la... Să mă... Cât de penibil ar fi, copilul meu, ce cauți tu cu mâna acolo, mă? Ce ai în buzunar, mă? Ia, treci cu buzunarul. Gândiți-vă că n-ar fi penibil. Să spunem că Domnul te mântuiește, oricum nu-i problemă. Dar gândiți-vă cât de penibil ar fi. Sau să cât de penibil ar fi... Când vine Domnul, eu să stau cu un prieten, cu nu știu cine, râzând la niște prostii, la niște bancuri lumești, la niște porcării, discutând cât de penibil ar fi să mă prindă Domnul Iisus așa. Cât de penibil ar fi. Repet, să presupune că Domnul ar spune, ți-e iert păcatul ăsta, că ți-l-ai amintat pe... Dacă nu ți s-ar umple fața de jur, ți-ar veni să intri în pământ la câțiva metri. Cum să slava lui Dumnezeu să te prindă în postura asta? Înțelegeți de ce harul lui Dumnezeu ne motivează în felul acesta? Repet, dacă sfințirea este pe cale de dispariție din adunări, este datorită faptului că nu se mai vorbește despre venirea Domnului. Știți ce și rete diavolul? Am o preocupare în ultima vreme pentru această doctrină a venirii Domnului. Știți ce? Diavolul, ce pervers și ce stricate. Care e teologia diavolului? Diavolul zice, măi, Apocalipsa. Apocalipsa e o carte greu de înțeles. Ați auzit asta între credincioși? Carte greu de înțeles, domnule. Nu poți pricepe lucrurile. Ce m-a știut 24? Mă, se referă la distrugerea Ierusalimului? Se referă la alt lucru? Calvin. Așa, tati, stai acolo, da? Și diavolul, știți ce face? Diavolul zice, astea sunt lucruri grele de înțeles. Nu vă bateți capul. Eu mă mărturisesc că am terminat și seminarul, am terminat după aceea și masterul și încă nu eram clar cu venirea Domnului. Nu știam care, cum, ce se întâmplă. Că așa au fost. Asta mi s-o semăna de mic în cap, asta nu pricepe. Noi nu se predica nimeni din Apocalipsa, nu predica nimeni. Eu n-am auzit o predică din 1 sau 2 Tesaloniceni despre venirea Domnului. Vă mărturisesc, eu n-am auzit. Eu să stau în adunare sau aud o predică despre venirea. Eu n-am auzit. Nu am auzit.
Și sunt o, sunt o droaie de pasaje care vorbesc, o grămadă din Noul Testament pune accentul în lucrurile acestea. Asta a făcut diavolul. Nu-i de înțeles. Știți ce înseamnă Apocalipsa? Apocalipsa nu înseamnă ascunderea lucrurilor. Nu pricepem. Domnule, ne uităm Apocalipsa cu cai, galbe, nu mai citim Apocalipsa, nu o știm. Apocalipsa nu înseamnă ascunderea lucrurilor. Și Apocalipsa înseamnă revelarea lucrurilor. Descoperirea Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă Apocalipsa. O descoperire, o arătare. Domnul ni le arată, ne dă 20 ceva de capitole, spune, vi le arăt așa, cum să zic, cu lux de amănunt. Fiecare cal la rând, fiecare pecete la rând, fiecare lucru la rând, așa, ți le explică, cum să zic, domne, poți să-l înveți pe de rost dacă vrei. Noi spunem, nu înțelegem noi lucrurile astea, asta este lucrarea diavolului. Știi de ce? Pentru că diavolul știe că motivația pentru o trăire în sfințenie este venirea Domnului Iisus Hristos. Când te uiți la ce va face Domnul cu necredincioșii, când te uiți la soarta omenirii și nu numai atâta, când te uiți la pământul nou, la cerul nou, la ceea ce a pregătit Domnul Iisus pentru aleșii lui, asta este o motivație extraordinară pentru tine și satana vrea să ascundă asta de ochii tăi și de ochii mei. Nu știi, nu înțelegi, nu-ți bate cap, nu-i te preocupa cu lucrurile astea. Asta este lucrarea diavolului. Asta este o lucrare, o rătăcire și o întunecare a minții din partea diavolului ca oamenii să nu aibă această lucrare dumnezeiască în inimile lor, care motivează, auziți? Noi trăim, o rupem cu băgânătatea, cu poftele lumești. N-am mai, ascultați-mă, n-am mai stat noi și discutăm. Frate, dai păcat să îmi iau fustă numai de 5 cm. Dacă ai ști că Domnul vine acum, nu mai mai întreba. Corect sau nu? Nu mai întreba la treaba. Frate, dai păcat să mă sui pe prietenul meu numai în cârcă sau numai în brață să o țin sau să o țin nu știu cum sau să pun mâna nu știu unde. Băi, dacă ai crede în venirea Domnului Iisus Hristos, nu mai întreba. Nici n-ar trebui să-ți mai dau un răspuns. Nu mai ai întreba. Nu, ai vrea tu să stai la semafor peste prietena ta, nu știu cum, ținându-o și făcându-i nu știu ce? Și Domnul să vină? Nu. Deci avunde la niște lucruri penibile, dar oamenii nu se gândesc la asta. Domnule, chiar ar putea să vină atunci. Tu vrei să fii în postura aceea? Mai ales că practici lucrurile destul de intens. Însă o grămadă, oamenii astea sunt întrebările lor. Dai păcat să fac asta? Frate, dam voie să fac asta? Nu, terminați cu întrebările astea. Dacă ai crede în venirea Domnului, ți-ai dat singur răspuns. Singur ți-ai dat răspuns. De ce? Pentru că această venire a Domnului Iisus Hristos are o putere de a ne motiva, de a ne stimula, de a ne provoca, de a ne îmboldi, de a ne împinge, de a ne atrage la o viață de sfințenie extraordinară. Extraordinară. Cât timp lăsăm lucrul ăsta, repet, cât timp lăsăm lucrul ăsta jos, începe să punem întrebări prostești, la propriu prostești. Întrebări pe care nu le-am pune niciodată, dacă înaintea ochilor noștri ar fi manifestarea și arătarea gloriei Domnului nostru Iisus Hristos. Zice, așteptând fericita noastră nădejde. La ce ne motivează? Am văzut, harul mărturisește să renunțăm la păcat, să ne reformăm viața. La fel, harul ne motivează să așteptăm speranța noastră, care este cine? Domnul nostru Iisus Hristos spune, așteptând fericita noastră nădejde. Vreau să vă întreb. Hristos în noi nădejdea slavă. El e speranța noastră, Domnul Iisus Hristos. Deci noi nu sperăm nici în balanță, noi nu sperăm nici în judecată, noi nu sperăm nici în focul din ziua judecății, noi nu sperăm nici în distrugerea acestei planete, noi sperăm, așteptăm cerul noi și un pământ nou. Noi nu așteptăm nimic ca... Pentru noi asta așteptăm. Pentru noi asta așteptăm, da? Este pentru dumneavoastră Domnul Iisus Hristos. Că noi când ne gândim la Domnul Iisus care este speranța noastră, trebuie să vă imaginați și să înțelegeți că legat de Domnul Iisus Hristos este absolut totul. În El avem totul deplin. Tot ce e binecuvântare pentru noi vine prin Domnul Iisus Hristos. Cu El vine totul. Dacă l-ai pe El, ai totul. Dacă nu l-ai pe El, n-ai nimic. Ești gol, ești dezbrăcat. Nu ai nimic, 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 nimic. Nimic. Poți să ai ce vrei tu, nu ai nimic în realitate. Vă întreb, Domnul Iisus Hristos este pentru dumneavoastră fericire? Este pentru mine fericire, Domnul Iisus? Zice, așteptând fericita noastră nădejde. Pavel, Petru, credincioșii când se gândeau la venirea Domnului Iisus Hristos, lucrul acesta producea în ei bucurie și fericire, o satisfacție extraordinară. Pe mine mă mișcă, vă spun, într-un mod profund când mă gândesc la toate aceste istorisiri pe care le-am citit, de care ați auzit fiecare dintre dumneavoastră, în special din primele secole, când credincioșii, stai și te întrebi ce era în sufletul acestor oameni, ți-e greu să înțelegi, numai dacă treci pe acolo. Credincioșii mergeau adunări întregi, care erau grupuri întregi de credincioși,
prinse de persecutori. Erau băgate în arene, erau persecutați, erau crucificați, erau omorâți. Și când se duceau la moarte, cântau și o slăveau pe Dumnezeu. Sunt două variante. Ori sunt nebun la cap, complet, s-au schizofrenizat toți deodată, ceea ce e puțin probabil, toți să nebunească deodată. Deci nu există, da? Nebunește omul, asta nu e în controlul omului, da? Ori oamenii experimentau ceva acolo extraordinar de măreț. Ceva extraordinar de măreț. Eu cred din toată inima că Duhul Sfânt făcea o lucrare atât de specială în inimile lor și Domnul Iisus Hristos cu frumusețea Lui și venirea Lui și tot ce le era promis. De asta se vorbea atunci așa de mult de venirea Domnului. Că nu trăiau în prosperitate. Pentru ei venirea Domnului era un pilon fundamental a vieții lor. Așa se duceau la moarte. De asta cântau. Că ei știau că nu vine nenorocirea. A, murim, s-o termina. Nu. Ei știau ce așteaptă. Ei știau cine este Hristos pentru ei. Hristos pentru ei era fericire. Hristos pentru ei era satisfacție. Și de asta cântau. Și sunt mărturii suficient de multe care arată că erau soldați romani, care erau că tartorii aceia care erau acolo să pucăia. Pe cel decapitat pe ăla să pucăia el. Și l-o mora atunci pe unii dintre ei. Mureau imediat. Nu te întreb. Gândiți-vă ce sentiment era. Mă, de asta impactul creștinismului în primele secole a fost așa de puternic. Pentru că producea ceva care n-a mai produs niciodată. N-a mai existat nimic așa. Nu, nici o isterie masă nu durează atâta. Nu are cum. O isterie masă imediat să-ți pulvere la greu. Nu există isterie masă la greu. Nu există. Aia dispare imediat. Când vine persecuția, au fugit toți acasă. E frigul, gata, nu mai protestează, nimeni nu mai zice nimeni nimic, s-a terminat. Când vin penalitățile, au dispărut toți. Dar să te pocăiești tu acolo în fața călăului. Tu călăul să te pocăiești. Acolo trebuie să fie o lucrare dumnezeiască. Pentru că era o sinenătate și o bucurie și o fericire și o satisfacție în sufletele lor care nu venea de la om. Ceva ce ei, tartorii aceia și toți oamenii care erau acolo, n-au văzut în viața lor. N-au văzut în viața lor. Pentru ei asta era Domnul Iisus Hristos. La asta ne motivează harul. Un om are har atâta timp cât așteaptă venirea Domnului Iisus Hristos. Un om are har doar atâta timp cât Domnul Iisus Hristos este pentru el fericirea de plină. Ce nu se pocăiesc oamenii? Au un păcat, au ceva care le mănâncă viața, le roade viața, le roade viața. Și nu poate să lase lucrul ăla mic pentru marele Dumnezeu și Mântuitor Domnul Iisus Hristos. Este un schimb și o trădare atât de josnică și de scârboasă. Să lași pe Domnul Iisus Hristos, să lași cerul, să lași veșnicia cu Hristos, să lași fericirea supremă pe care El ți-o poate aduce în suflet, indiferent de circunstanțe, pentru o mizerie mică de care te bucuri. Asta fac toți oamenii. Toți oamenii care nu vin la Domnul Iisus Hristos, asta e problema. Și găsesc o plăcere de o clipă, o satisfacție într-o mizerie. Nu vor să lase mizeria aia lor pentru Domnul Iisus. Asta este. Nu vor să o lase. Ăsta este schimbul. Asta este trădarea cosmică în care e angajată toată omenirea. Îl trădează pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Domnul Iisus Hristos care a fost trimis de El și care aduce fericirea supremă pentru niște lucruri mici. Și aș vrea să mai subliniez lucrul acesta, să nu mai vorbim despre Domnul Iisus Hristos ca despre unul care nu m-a pus într-o viață din asta grea. Cum e, frate, greu? Ne chinuim să trăim sfințenia. A, noi nu avem voie să facem aia. Iau voie. A, ce-aș face și eu și așa ne uităm cu jind la necredincioși. Mă, era o vreme când făceam și eu, dar acum m-am pocăit și nu mai am voie. Dacă nu mă văd, frate, aș mai trage o tură acolo în mocirlă. Aia nu-i pocăință, nu la aia ne-a chemat Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos nu ne-a chemat la o viață de refuzare de sine așa, în care suntem supărați, triști, dar bine măcar că ne ducem în cer, știți? Bine măcar că ne ducem, mă, să merită. Nu. Pentru credincioși Hristos este, ascultați, fericita nădejde. Fericita nădejde. Nu apăsătoarea nădejde. Împovărătoarea nădejde Domnul nostru Iisus Hristos. Uite ce blasfemiator sună. Cum să chem pe oameni la așa ceva? Cum poți să vină? Vrei să ai o viață împovărată? În care ți-s refuzate toate plăcerile, toate bucurile vieții? Vină la noi! Cine ar vine la așa ceva? Nu! Noi chemăm pe oameni la o fericire care nu depinde de circunstanțe. Nu depinde de mașini, nu depinde de oameni, nu depinde de lucrurile de pe pământul acesta. La o fericire constantă care este constantă și deplină în Domnul Iisus Hristos. La asta-i chemați oameni. La ceva ce ei n-au niciodată, n-au avut niciodată. Și nu pot avea aparte de Domnul Iisus Hristos. Harul ne face să așteptăm speranța noastră, fericita noastră speranță pe Domnul nostru Iisus Hristos. Asta este harul. Ne leagă de Domnul Iisus. Harul ne dă fericirea în Domnul Iisus Hristos. Harul ne leagă de arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Versetul 14. Harul mai face ceva.
Harul face, ne motivează nu doar să așteptăm speranța noastră, ci și să apreciem sacrificiul Domnului Iisus. De ce Domnul ne-a pus să comemorăm sacrificiul Lui? Asta face harul. Asta face harul. Harul ne motivează să apreciem sacrificiul Domnului Iisus Hristos. Uitați ce spune Scriptura. El s-a dat pe sine însuși. Îi de aprecia că Domnul Iisus s-a sacrificat voluntar? El n-a fost o victimă. Eu când iau pe ăștia la Pașcă, plâng pe Domnul Iisus Hristos. Vai, cum a fost bătut, cum a fost schingiuit. Domnul Iisus știe ce ne-ar spune și astăzi, ca și atunci. Nu mă plângeți pe mine. Bă, eu știu pe ce am venit. Și sunt miorcăiți aici. Plângeți-vă pe voi și pe copiii voi. Voi aveți nevoie de plâns și de pocăință. Nu mă plângeți pe mine. De ce? Că a fost voluntar. Domnul Iisus nu spune, aș putea să chem acum câteva legiuni, făcea curățenie imediat. Dacă se vorea, îi distrugea într-o fracțiune de secundă pe toți. El s-a dus de bunăvoie. Eu îmi dau viața. Și eu mi-o iau iarăși. Domnul Iisus Hristos a fost în controlul lucrării pe care a făcut-o. Sacrificiul Domnului Iisus Hristos pentru noi a fost voluntar. A fost voluntar. Sacrificiul Domnului Iisus Hristos pentru noi a fost substitutiv. Auziți ce spune? El s-a dat pe sine însuși pentru noi. Știți care e problema oamenilor? Oamenii vorbesc foarte mult, prea general. Domnul Iisus a murit pentru toți, așa la grămadă. Stai puțin. Există un accent în Sfânta, există declarații generale în Sfânta Scriptură cu privire la extensia jertfei Domnului Iisus, că Domnul a murit în general. Dar există aceste pasaje din Sfânta Scriptură care limitează jertfa Domnului Iisus Hristos la poporul Lui, la adunare. Pentru că noi suntem special pentru Domnul Iisus Hristos. Și în ultimă instanță, jertfa Domnului Iisus este eficientă numai pentru noi, care am crezut în El. Noi beneficiem. Restul stă și se uită, dacă nu credem în Domnul Iisus Hristos. Jertfa Domnului Iisus Hristos este substitutivă. Nu este doar voluntară, este substitutivă. A fost în locul nostru. Adică eu trebuia să fiu acolo. De asta spune pentru noi. Eu trebuia să fiu acolo. Corect? Eu trebuia să fiu acolo. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere. Vreau să vă vedeți că nu a fost doar voluntar, substitutiv, ci jertfa Domnului a fost și eficientă. Sacrificiul Domnului a fost eficient. Ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Da? Jertfa Domnului Iisus Hristos produce, în primul rând, ne arată în textul acesta, o curățire. Ne răscumpără din orice fără de lege și ne curăță. Ne răscumpără din orice fără de lege și ne curăță. Cred că se referă la două lucruri aici. În primul rând, la iertarea tuturor păcatelor noastre. Ne răscumpără, auziți, din orice fără de lege. Este de apreciat că Domnul Iisus Hristos în jertfa Lui a iertat toate păcatele noastre. Toate păcatele noastre. Toate. Toate. Gândiți-vă la cele mai murdare gânduri pe care le-am avut vreodată, la cele mai urâte lucruri pe care le-am făcut vreodată, la păcatele alea care ne-ar fi rușine să ni le spunem și nouă cu glas tare dacă am fi numai singuri. Toate au fost curățate de Domnul Iisus Hristos. Numai cineva care își cunoaște bine păcatul poate să aprecieze jertfa Domnului. Numai cineva care își cunoaște bine păcatul poate să aprecieze această jertfă. Jertfa Domnului a produs această curățire. Da, ne-a iertat de păcate, dar crede aici că Scriptura se referă și la această naștere din nou, această curățire lăuntrică pe care o face păcatul, pe care o face Domnul Iisus Hristos asupra păcatului în vieții noastre și să-și curățească un norod. Nu doar ne iartă de păcat, ci ne curățește prinăuntru. În capitolul 3 vorbește despre, auziți, despre spălarea nașterii din nou. Curățirea pe care o face Dumnezeu înăuntru nostru, scoate răutatea Dumnezeu din noi, păcatul din noi. Da? Jertfa Domnului Iisus produce în primul rând curățire. Jertfa Domnului Iisus în al doilea rând produce o comunitate, auziți, să-și curățească un norod care să fie al Lui. De ce ne întâlnim noi în fiecare duminică aici? Joia? De ce avem părtășii? Pentru că jertfa Domnului Iisus a produs ceva. Ce a produs? A produs oameni mântuiți. Oameni mântuiți care se strâng împreună și care formează, spune Scriptura aici, sunt multe expresii în Biblie. Casa lui Dumnezeu, adunarea lui Dumnezeu, preoție, popor. Aici îl numește un norod care să fie al lui. Dumnezeu are gelozia aceasta profundă pentru noi. Vrea să fim al lui. Nu ne împarte cu nimeni. Suntem poporul lui. Suntem comunitatea lui. Pavel spune în 1 Corinteni că ne-a ales dintre cei mai josnici, cei mai disprețuiți ai lumii. Nu sunt oameni mulți înțeles printre noi. Mă, nu contează. Suntem al Domnului Iisus Hristos. Vrea să fim al lui. Ne-a cumpărat cu sângele Fiului Său. Eu nu pot niciodată să disprețuiesc adunarea Domnului Iisus. Înțelegeți? De ce? Nu pentru că frații din adunare și surorile sunt extraordinari, că nici eu nu sunt.
Noi suntem extraordinari datorită jertfei Domnului Iisus, datorită ce a făcut jertfa în noi. Nu datorită ce suntem noi înșine. Eu nu pot să disprețuiesc adunarea Domnului Iisus Hristos pentru că ea e cumpărată cu sângele Domnului Iisus Hristos. Efeseni, capitolul 5. Ce spune? El a iubit adunarea și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o curățească prin botezul cu apă, prin cuvânt și să o înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. De ce adunarea e importantă? Că toți sunt sfinți și nu mai greșesc niciodată? Nu! Ci pentru că a fost cumpărată, iubită și cumpărată de Domnul Iisus Hristos, curățată de Domnul Iisus Hristos. Înțelegeți? Jertfa Domnului Iisus Hristos a făcut o comunitate. De aceea, cum am mai spus, eu nu pot să stau acasă bine mersi în timp ce știu că frațe și surorile, acești oameni care sunt răscumpărați de Domnul Iisus ca și mine, curățiți ca și mine, în timp ce ei se strâng să laude, să se închine lui Dumnezeu, să mărească pentru Dumnezeu, pentru lucrarea pe care a făcut-o, eu să stau acasă bine mersi. Nu se poate așa ceva. Și aș mai spune în al doilea rând că dacă eu sunt mântuit și curățit de Domnul Iisus Hristos, nici nu voi refuza să mă duc să merg la masa Domnului. Să celebrez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine. Eu mă duc pe vrednicia mea acolo. Mă duc împreună cu frații mei. Dacă eu nu mă duc, ascultați-mă, dacă eu nu mă duc, eu recunosc că el e spălat și eu nu sunt. Păi mă contrazic pe mine. Sunt spălat sau nu sunt? Dacă ești, du-te, Domnule, acolo și comemorează ce a făcut Hristos în viața ta. Gândește-te bine la ce faci, dar du-te. Dar du-te acolo. Deci e foarte important lucrul acesta. Jertfa Domnului a produs curățire în noi, jertfa Domnului a produs o comunitate de oameni curați și jertfa Domnului produce în noi și o conduită. Auzi ce spune? Un norod care să fie al lui, plin de râvnă. Plin de râvnă pentru fapte bune. Și închei cu lucrul acesta. Această conduită a noastră are două aspecte. O atitudine și niște acțiuni. Care e atitudinea? Atitudinea este plin de râvnă. Râvna este o atitudine. Dumneavoastră, dacă vă gândiți la dumneavoastră, eu dacă mă gândesc la mine, ce ați spune? Suntem oameni care suntem plin de râvnă. Cum se vede un om plin de râvnă? Pavel vorbește despre sine când era necredincios, că era plin de râvnă pentru datinile strămoșești. Și mai știți cam cât de plin de râvnă era el, nu? Că era în stare să distrugă orice în cale. Asta este râvna. O râvnă care te consumă pentru un singur lucru. Dacă pe mine mă pasionează asta, dau tot pentru lucrul ăsta. Și viața lui era dedicată pentru un singur lucru, pentru religia lui, pentru datinele lui strămoșești. Când suntem mântuiți, noi suntem alipiți, noi suntem îndrăgostiți, noi ne alipim total de Domnul nostru Iisus Hristos. Oare de ce râvna noastră ar trebui să fie mai mică decât râvna oamenilor din lume? Pentru lucrurile lor. Oamenii au râvnă pentru lucrurile lumești. Au râvnă pentru păcat. Pocăiți-se pentru ce au? Râvnă. Sau pentru ce ar trebui să aibă râvnă, nu? Biblia spune că este această atitudine, ne umple. Auziți? Umplut sau plin de râvnă. Plin de râvnă. Plin de zel. De unde vine zelul ăsta? Repet, zelul vine din aprecierea sacrificiului Domnului Iisus. Dacă El a plătit atâta pentru mine, merită Domnule să fac lucrul ăsta. Când nu comemorezi jertfa Domnului, când nu înțelegi jertfa Domnului, când nu apreciezi jertfa Domnului, când nu știi de unde te-a scos Dumnezeu și uiți lucrul acesta, sau nu ai știut niciodată, nu vei răspunde Domnului cu râvnă. Frate, hai să facem una sau alta. Tu înțelegi ce a făcut Hristos pentru tine sau nu? Tu nu-i răsplătești prin faptele tale lui Hristos, că n-avem noi ce să-i răsplătim lui Hristos. Putem noi să facem schimb cu el, să plătim noi jertfa lui. Asta este o erezie. Nu putem noi să plătim jertfa lui. Dar răspuns cu recunoștință. Mă, pentru ce a făcut Hristos pentru mine? Lucrul ăsta pe care trebuie să-l fac e nimica. E egal cu zero pe lângă ce a suferit și ce a plătit el pentru mine. Așa este sau nu? Numai aprecierea sacrificiului Domnului Iisus ne umple de râvnă. Mulți avem o grămadă de scuze și o grămadă, și eu, mie îmi vine o grămadă de lucruri mici. Să nu fac un lucru, să nu fac altul. Dar când ajungi să te gândești la jertfa Domnului Iisus Hristos, spui, mă ridic și mă duc să fac lucrul ăsta. Mă ridic și mă port cum îmi cere Domnul Iisus Hristos. Mă ridic și rup cu păgânătatea, cu poftele lumești. Mă ridic și trăiesc în cumpătare, în dreptate, în evlavie. Mă ridic și mă comport cum trebuie, Domnule. De ce? Pentru că am înțeles ce a făcut Hristos pentru mine. Aprecierea sacrificiului Domnului nostru Iisus Hristos trebuie să ne umple de râvnă. Asta e atitudinea și ne arată și acțiunile, faptele bune. Și faptă bună este orice faci în relație cu Domnul Iisus Hristos. Orice. Orice lucru care l-ai făcut în relație cu Domnul Iisus Hristos, când nu te vede nimeni, este o faptă bună. Nu numai să dai la săraci ce pot să facă și oamenii din lume și fac mulți dintre ei. Nu doar asta. Și faptă bună înseamnă să faci fiecare lucru în familie, cu copiii, cu soția, la muncă, la școală. Orice lucru pe care îl faci,
După voia lui Dumnezeu, trăind în credință, este un lucru făcut care se numește faptă bună. Și apoi spune, versetul 15, spune lucrurile acestea care le-am spus noi, sfătuiește, mustră cu deplină autoritate sau putere, nimeni să nu te disprețuiască. De ce? Pentru că asta este învățătura despre Harul lui Dumnezeu, care mântuiește, da? Harul Dumnezeu care mântuiește, care mărturisește că trebuie să trăim într-un anume fel și care ne motivează să așteptăm pe Domnul Iisus, să așteptăm pe Domnul Iisus care este speranța noastră și să apreciem sacrificiul Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute prin Duhul Sfânt la acestea. Amin. Amin.